Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe, Cluj.
este hidrant în zonă. Numai acolo este hidrant. Acolo, 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 ce pompieri, ce se gândește la urmă, ce pompieri, ce se gândește la urmă. Mașini, de unde să aibă apă? Acum și dumneavoastră. De unde, de unde? De unde, de mașina de pompieri. De unde să aibă mai multe? De unde? De unde, de mașini. Să alimentează asta. Dar câte mașini aveți la stat? Două mașini. Două mașini. Două mașini. Ce vreau să-ți iei acolo, mă, pe site-ul ăla tău? Două mașini, pe taie de jos, mă. Două mașini, pe care îmi vreau să-ți iei. Nu știu, 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 nu
asta ce s-a întâmplat din cauza că nu sunt hidrant, ești Nikita Sănescu. Din ce cauze nu sunt? Nu putem discuta că nu sunt hidrant deloc în această zonă, la intersecția cu Mihai Viteazul, la 300 de metri, este hidrant, unde s-au alimentat o parte din cisternele de la Pompier, și la fel la intersecția cu Liviu Reblan. Este evident, îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, dar în prima ședință de Consiliul Local o să fac demersul în așa fel încât să vedem valoarea investiției care trebuie făcută pentru a remedia această locuință și am discutat cu familia, mâine să vină la primărie să depună o cerere și facem în așa fel încât până la final să avem și suma necesară pentru a investi și a reabilita această locuință. Este păcat că s-a întâmplat acest lucru, nu este de vina primarului, așa s-a întâmplat, dar s-a intervenit cât s-a putut din partea pompierilor, zic eu, dar asta e o situație neprevăzută, situație care trebuie să ne mobilizăm cu toți să o putem rezolva. Din câte știm, s-au alocat deja bani pentru Pidar și pe Nikita Stănescu, banii alocați de Consiliul Local. Nu, deci banii care s-au propus pentru investiții în zona respectivă sunt banii propuși în ședințele de Consiliul Local la inițiativa primarului și în zona unde s-a reabilitat strada, cu siguranță acel proiect este finalizat în forma proiectată. Pe această zonă, unde s-a întâmplat acest incident, nu s-a reabilitat drumul de 30 de ani de zile. Va fi reabilitat în primăvara viitoare. Și numai atunci vor avea oamenii de aici de pe stradă hidrant sau? Este evident că în situația în care suntem acum, ar trebui investiția care s-a făcut numai cu 15 ani, atât ce înseamnă alimentarea cu apă în zonă, trebuie să beneficieze de toată investiția până la capăt. Și inclusiv hidrant în zonă, da. Nu poate fi hidrant la fiecare casă, vă dați seama, da? Acum avem pe Mihai Viteazul după investiția trebuie făcută și la Nikita Stănescu intersecția cu Liviu Reblean în zona respectivă. Și în zona asta, primăvară, când mă face investiția eu ca primar cu extindere, tot ce înseamnă canalizare în zonă, tot ce înseamnă reabilitare, evident că vom face tot ce trebuie pentru ca strada să fie așa cum trebuie să fie, o stradă modernă, cu hidrant, cu trotuar, cu carosabil. Dar din ceea ce știm noi până în momentul de față, s-au alocat bani de la Consiliul Local în mandatul acesta pentru investiții pe această stradă, inclusiv în ceea ce privește hidranții. S-au alocat bani pentru investiție pe fonduri proprii, pe lângă investițiile pe fonduri europene în 2015 și 2016. Și această stradă va intra în reabilitare în 2016. Când am venit aici, erau mașinile pompierilor și era fumul, era fumul mare. După 10-15 minute au bucnit focul și a fost gata. Noi am mai putut face absolut nimic, a fost gata. Apă? S-a terminat. Aici e problema. Aici, nu l-ați întrebat pe domnul primar? Ba da, l-am întrebat. Nu, așa, pe dumnealui să-l întrebați, că dumnealui știi din ce cauză nu este apa aici. Aici e problema, s-a atâtea mașini de pompier și apă nimica. Asta. Site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din patru județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.